Cu această ocazie vom explora împreună materialul care a fost trimis de președintele Diviziunii Pacificului de Sud, Glenn Townend, și care, are, care se găsește sub genericul ce înseamnă a fi ucenic. Lucrul acesta nu ne e dat pentru a umple timpul, ci ne este dat pentru a ne confrunta, pentru a ne oglindi în el ce înseamnă a fi ucenic unde mă găsesc eu în peisajul acesta și în ce măsură regăsesc în viața mea sau lipsește din viața mea acele trăsături care definesc un ucenic. Iubiții mei, mergem, tema centrală este luată din capitolul 8 din Marcu și ne vorbește despre creșterea în credință. Noi am învățat despre creștere în general, dar dacă există vreun domeniu în care riscăm să pierdem ocazia, este tocmai acest, acesta, al creșterii. Nu există domeniu al vieții noastre spirituale în care să nu fie nevoie să creștem și să nu ni se dea harul și privilegiul de a crește. Nu există așa ceva. Astăzi, specific fost foarte impresionat de faptul că pastor Glen Townend a atins acest aspect al vieții noastre de creșterea în credință. Și a ales un exemplu chiar surprinzător. În Marcu 8 cu 22 ne este prezentat orbul acela care este adus la Isus și care este vindecat în două etape pur și simplu inexplicabil pentru Isus care zice și se face. Nu observăm acest lucru operând în alte cazuri. Dar dacă ne uităm cu băgare de seamă sau cu atenție, nimic din ceea ce face Mântuitorul nostru nu este lipsit de putere și de obiectiv, are un anume obiectiv venind la Betesda și uh, ad, fiind în prezența sau adus în prezența lui, acest orb adus în prezența lui, vom căuta să urmărim care a fost obiectivul lui Isus în viața acestui om și care este obiectivul lui în viața noastră. Niciodată să nu pierdem din vedere faptul că orice ni se întâmplă, toate lucrurile deopotrivă lucrează ceva duhovnicesc, lucrează o greutate veșnică de slavă, adică de la cele materiale totdeauna există un corespondent spiritual în viața și ființa noastră. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Observați ce face Isus cu un om care nu vede. Îl ia de mână. Foarte simplu. Au fost atâtea situații în care noi n-am văzut despre ce este vorba. Domnul ne-a luat de mână, și acum când ne uităm înapoi, ne dăm seama că dacă nu ne lua Domnul de mână, niciodată nu ajungeam și nu eram aici unde suntem. El a luat de mână pe omul acesta și l-a scos afară din sat, pentru că uneori galeria, satul se exprimă de așa natură încât împiedică planul lui Dumnezeu. Planul acesta, de natura aceasta, al creșterii credinței lui. Alte situații se petrec în mijlocul orașelor. De aceea, în toate lucrurile, Dumnezeu știe ce face. El este stăpân, El este suveran, peste vrem, peste împrejurări, dar dincolo de orice, peste planul Lui cu viața mea și viața ta. Iisus s-a luat pe orb de mână, l scos afară din sat. Versetul 23. Apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat. Vezi ceva? Versetul 24. El s-a uitat țintă și a spus. Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Adică era o etapă mult superioară întunericului în care trăise el până acum, dar nu era de plină. Așa e și în viața noastră. Avem de-a face cu un început neclar, cețos, chiar în viața de familie, chiar în viața de biserică, în profesia noastră. Ce de sunt pe sufletele tinerilor care se orientează în viață și care ne dându-și seama la un moment dat că starea aceasta de în ceață de, de neclar din viața și ființa noastră, nu este ultimul cuvânt care se rostește în planul lui Dumnezeu cu noi. Nu este deloc. Este o etapă. Este o etapă prin care trecem, ceața se va destrăma, vom vedea deslușit și prin harul lui Dumnezeu vom crește. Aici asistăm la creșterea în credință a acestui om. Se întâmplă că în fiecare lucrare a lui Dumnezeu, noi avem un cuvânt de spus prin credința noastră. Totul este cu putință celui care crede, i-a spus Domnul, tu zici dacă poți. Asta, asta nu vorbește despre, numai despre tine, ci vorbește ce crezi tu despre mine. Tu despre mine crezi că e sau nu Eu pot sau nu pot să fac lucruri. Dacă poți, tu zici dacă poți. Atenție, nu despre mine e vorba, a spus Iisus, ci despre tine. Și el a dat acest răspuns mișcător, atât de mișcător, de curat la suflet și de iubitor de Dumnezeu și de smerit adânc, cred, Doamne, ajută credinței mele. El a înțeles că lucrarea credinței noi este o progresie, este o creștere, este un drum, e cel mai frumos drum cu putință. Credința, ca un grăunte de muștar. Este plantat în pământ sau ca o sămânță. Este plantat în pământ, crește o plantă sau un copac și el se umple de roade și se umple de semințe, mii și mii de semințe și transmite viața mai departe. Iubiții mei, faptul că Domnul Isus Hristos vindecă pe omul acesta parțial, în parte, arată că el întâmpină pe un om acolo unde este. Atât era credința lui. El încă nu putea trece mai departe. Când Domnul vede că nu poți să urci într -un, la un anume nivel sau la o anume lucrare pe care o ai de făcut, El îți construiește o treaptă ca să poți să urci. Uitați aici că omul acesta nu poate să meargă direct la vederea de plină și clară. Credința lui îl ajută doar un mic pas. Are nevoie de o treaptă pe care să-și așeze piciorul lui nesigur și să urce mai departe. Și Domnul urcă împreună cu el. Domnul merge la pas cu turma lui în ce privește credința. Domnul merge la pas cu tine în ce privește credința ta. Nu te descuraja niciodată pentru că Dumnezeu nu este descurajat cu privire la tine. Nu, niciodată. Puțin credincioșilor, dar erau cu el. Începători, mică este credința voastră. Sau. Omul acesta mărturisește faptul că lucrarea pe care a primit-o de la Dumnezeu, a răspuns într-adevăr situației lui disperate, dar nu de pline. Și ca orice om, și ca mine și ca tine, ar, fi, ar trebui în primul și în primul rând să mă uit în o grada mea care e problema. De obicei, noi începem să-L verificăm pe Dumnezeu și să găsim lipsuri în lucrarea Lui sau să-I creiem, să-I trasăm un drum pe care ar trebui să vină El. Uite cum trebuia să faci sau... De obicei, acolo ne zboară gândul. De această dată vom învăța să ne uităm în propriul nostru suflet. Așa cum s-a uitat omul acela. Doamne, într-adevăr, e puțină credință. Ajută. Am nevoie de ajutor în credință. Ajută, mă loc. Omul acesta vine în prezența lui Isus, încredințat că cel ce îl duce de mână știe unde îl duce, știe ce face, știe unde va ajunge. De acolo îi zvorăște pacea sufletului lui și bucuria aceasta. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușite. Există o generație largă de oameni care în tinerețea lor au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, au trăit bucuria cerului și atât, atât a fost. De acolo s-au depărtat și am încercat să-și găsească împlinirea și pacea sufletului și menirea vieților pe un drum diferit, străin aș zice de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se descurajează în dreptul nimănui. Pentru el Uh, el vede speranță în sufletele noastre. Uh, adesea sunt uh, pur și simplu rănit în inima mea când văd oameni care se depreciază în felul acesta, gândind că aceasta înseamnă umilință, în timp ce ai preț în ochii mei, spune Domnul. Ești prețuit și te iubesc. Nu, nu lua prețul vieții tale, nici chiar de la familia ta, nici de la soț, soție, părinți, copii. Nu, nu e cazul, pentru că uh, noi suntem subiectivi. Noi suntem subiectivi și suntem influențați de diferite lucruri și nu avem încredere. Nici în credință nu stau lucrurile altfel cu cineva. Ucenicul Anania nu are încredere în Pavel, că îi știe trecutul și în timp ce Dumnezeu are de plină încredere și spune, omul acesta va duce Evanghelia înaintea împăraților și a tuturor. Ce diferită este perspectiva, e, e uimitor. Dacă Pavel Apostolul și-ar fi luat valoarea vieții și prețul lucrării lui de la Ucenicul Anania, n-ar mai fi plecat niciodată în lucrare. Ucenicul Anania era un om credincios sincer, dar a spus, Doamne, omul ăsta este o ciumă. Și bunul Dumnezeu a spus, nu este o ciumă. N-ai observat ce înseamnă o ciumă de om ca asta în mâna lui Dumnezeu, în ce se transformă lucrul acesta. A doua oară te va chema Dumnezeu și te cheamă chiar acum, nu apoi. înapoi. Ai rătăcit mult. Am întâlnit în, într-un aeroport cu ocazia uh, pierderii legăturii. Aproape 23 de ore am pierdut legătura într-un aeroport și tot 23 de ore am pierdut legătura și. Altcineva și cei care au cu mine, și am observat printre oameni un frate, un frate, un domn era, n-am știut că este frate creștin, dar am, după aceea am descoperit că era frate și era pastor, dar era un om care nu mai vedea absolut nimic decât întuneric cumplit. Atât. Iubiții mei, 23 de ore noi nu am dormit. Am stat mați așa pe bănci, dar am continuat să privim pe Domnul și privind pe Domnul ni s-au vindecat ochii. Omul acesta, care era în așa întuneric total al vieții lui, a început să vadă cât de cât la un moment dat, după care, pe când eram în genunchi și îl încredințam Domnului, spre deosebire de sine care se încredința ștreagului sau glonțului în creier. Eu l-am încredința Domnului acolo în aeroport, în genunchi, când ne rugam, am auzit strigând avioanele, numele localităților unde zburam noi. Fie el zbura într-o parte și eu într-o parte. Am mulțumit Dumnezeu din suflet pentru aceste 23 de ore de întârziere pe care le-am petrecut în aeroport. A doua oară i-a pus din nou mâinile pe ochi Domnul i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă, nu când vedea oamenii ca niște copaci și a zis să nu intri în sat, nici să nu spui cuiva în sat. Lasă vadă lumea lucrul acesta. Lasă să întrebe lumea cine a făcut lucrarea aceasta. Lasă să vadă cel care nu vede că există o speranță și pentru el. A plecat din locul acela și s-a întors ca mărturie pentru Dumnezeu în locul din care venea el. Câteva lecții pe care le găsim noi în lectura noastră din această ocazie. Credința crește în ființa noastră, cum crește un copil. Și crește, crește modată cu ea. Nu, Dumnezeu nu merge mai repede decât am putea noi merge. Ci merge la pas cu noi, de aceea l-a luat de mână pe omul acesta. Și vă dați seama că dacă nu-l ținea pe el de mână, Isus ar fi avut un alt pas. El vedea clar pe unde merge, numai că omul acesta nu vedea se temea că sunt gropi, se bolovan, pietre, într-o parte, în alta. Și atunci el mergea cu această prudență cu care merge omul nevăzător, care verifică fiecare pas în față. Cercați să trăiți o clipă lucrul acesta și observați cum Iisus ține de mână pe omul acesta și nu îl trage, nu îl micește, nu îl îmbrâncește, nu, ci merge la pas cu el. La pas cu tine merge Isus. Nu te teme că mergi încet, că bai, nu mai este timp. Nu nu te frământa cu aceste lucruri. Doar asigură-te că ești, că te ține de mâna Isus. Asta este tot ce ai trebuință. În cazul lui, îndată ce a văzut prima parte a vindecării, aceasta a devenit o treaptă. A pus piciorul pe ea și a urcat la treapta următoare, care este vindecarea de plină. Ofițerul roman n-a avut nevoie de nicio treaptă. Credința lui nu avea nevoie de așa ceva, dar Dumnezeu nu-l confundă pe omul acesta cu ofițerul roman, nici pe mine cu tine sau invers, ci pe fiecare om îl privește, îl înțelege și îl trăiește acolo unde este el. Ofițerul roman a spus, nu, nu, chiar, chiar redu foarte mult din ceea ce vrei să faci, simplu zi, zi un cuvânt. Și am auzit pe unul care a mers și mai departe. I-a spus Domnului: Nu zice un cuvânt, nu mai gândește-te dacă te vei gândi la lucrul acesta. Să luăm în considerare această bunătate a lui Dumnezeu în procesul creșterii noastre în credință, la fiecare pas. Să nu uităm, acesta este punctul cel mai important. Dumnezeu te iubește în locul în care ești. Datorită faptului că știe ceva cu privire la tine. Știe ce poți și ce ești tu în mâna lui Dumnezeu. Ați observat că Mântuitorul îi avertiza permanent pe ucenici împotriva necredinței și tot timpul îi îndemna pe ei să crească în credință. Tot nu aveți credință, puțin credinciosule pentru ce te-ai îndoit. Tocmai atunci și în momentele acestea de îndoială, de cădere, de uitați-vă la Solomon ce fel de întrebări provocatoare și tulburătoare ridică el chiar împotriva lui Dumnezeu. Și Domnul merge la pas cu el, după care omul lui Dumnezeu se așează liniștit și spune încheierea tuturor lucrurilor, concluzia vieții, să iubești pe Dumnezeu și să mergi pe căile Lui. Ești dator față de sufletul tău să faci lucrul acesta, ești dator față de aproapele tău, ești dator față de Dumnezeu să faci lucrul acesta și nu poate fi un bine mai mare și mai frumos decât acesta. În zilele trecute am urmărit un documentar care prezenta, știți, cuplul Albano și Romina Power. Au pierdut o fică a lor, condiții misterioase până în ziua de astăzi. Și el spunea în interviul acesta: Sunt un om curat la suflet. De ce a trebuit să fiu lovit în acest fel? De ce a trebuit să trec pe aici? Nu pot să înțeleg niciodată, a spus el. Am căutat să nu fac rău nimănui și uh, a căzut peste mine lucrul acesta. Uh, iubiții mei, oricât de adâncă ar fi prăpastia sau negura în care ne mișcăm, ea de fapt este un capital. Un capital care poate fi transformat în credință. Omul acesta al lui Dumnezeu Albanu se întoarce spre Dumnezeu, își deschide sufletul și își aduce aminte de cuvintele tatălui său, care s-a întors din război cu această concluzie și a spus, băiatule Albanu, Indiferent ce ți se va întâmpla în viață vreodată, să nu pierzi, să nu abandonezi, să nu lepezi credința în Dumnezeu. Asta este tot. Și cuvintele acestea au revenit asupra vieții lui și un fel de a doua chemare, așa cum mă întâlnim aici în ilustrația frumoasă prezentată în lectura noastră, ca o a doua chemare el răspunde și acum merge în casa lui Dumnezeu. Este, este profund recunoscător lui Dumnezeu în adâncul sufletului lui. Ați observat că întrebarea pe care a adresat-o Iisus ucenicilor lui după restaurarea omului acestuia și după fiecare minune tindea și mergea în același loc. Cine ziceți că sunt eu? Acesta e versetul 29 din capitolul 8. Cine ziceți că sunt eu? Adică ne învață pe noi ca orice ni se întâmplă în viața noastră, indiferent pe unde trece drumul vieții, să învățăm ceva despre Dumnezeu. După ce ai trecut pe aici, ce ai înțeles de la și despre Dumnezeu? După ce ai suferit lucrul acesta, după ce ai fost copleșit cu acest succes, cu acest... ce ai învățat despre Dumnezeu? Aceasta mi este rugăciunea mea pentru copiii mei, în primul rând, și va, îi voi urmări cu rugăciunea aceasta cât voi avea suflare. Ajută-i, Doamne, oriunde sunt ei să vadă urma pașilor tăi în ceea ce li se întâmplă. Și acest lucru, mă rog, pentru noi toți credincioși și mai mult sau mai puțin măsurătoare o face Dumnezeu, dar oricare ar fi măsura, rugăciunea mea este ca în tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră să vedem urmele lui Dumnezeu în toate acestea. Cine zice, zic oamenii că sunt eu, ce ziceți voi, ce ați înțeles despre Dumnezeu din lucrul acesta? E singurul lucru cu care rămâne. Altfel, Biblia întrebă, zice, oare degeaba ați suferit? Dacă tot ați suferit și pierderea aceasta cumplită și a pierdut fata, a dispărut, a plecat dintr-o localitate și n-a mai ajuns niciodată în cealaltă, nu se știe ce s-a întâmplat nici asta. Și, degeaba ați suferit voi, spune epistola către evrei, adică nu lăsa degeaba, ci luptă cu Dumnezeu și spune nu s-a încheiat încercarea decât când voi învăța ceva despre tine din și prin această încercare. Credința noastră crește ca o plantă cerească în sufletele noastre. Ea nu este produsul minții sau al intelectului nostru ci este darul lui Dumnezeu, așa scrie Sfânta Scriptură. Dar ne este dat nou ca și omului cu talanții, cu 3-5 talanți, credința ne este dată nouă să o creștem și să o facem să rodească și să o facem să aducă roade cu sămânță care să ajute și pe cel de lângă noi care se zbuciumă în întunericul necredinței. Aceasta e lucrarea la care suntem noi chemați. De fiecare dată, rezultatul uneia dintre lucrările lui Dumnezeu este de natură materială cum a fost aici omul acesta a văzut clar, deslușit toată lumea l-a probat, ia spre cine sunt eu cum mă vezi pe mine și lucruri de felul acesta rezultatul, aparența imediat este ceva material dar trece mult dincolo de lucrul acesta ați văzut când a vindecat Domnul Isus Hristos pe omul acela I -a spus, i-a spus să iați și umblă în, în ziua Sabatului, și când a venit înapoi în templu, te-a făcut sănătos. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Abia acesta era finalul lucrării lui Dumnezeu cu omul acesta. A impactat ce s-a întâmplat cu tine, credința ta în Dumnezeu, pe unii oameni, încercarea îi depărtează, ei aleg să se depărteze de Dumnezeu, îl privesc pe Dumnezeu distant și vinovat. Pentru alți oameni, suferința este o chemare la Dumnezeu. Să ne rugăm pentru lucrul acesta, fiindcă de multe ori ele sunt așa de aproape că nici nu ne dă seama ce ușor putem să alunecăm într-o astfel de împrejurare. Doamne, păstrează-mi credința! Ați observat că atunci când Petru a intrat în încercarea lui cea grea, de lângă foc, mărturia lui despre Isus, Mântuitorul nostru nu s-a rugat și nu a cerut pentru el altceva decât m-a rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Ce jalnică este o viață frumoasă de om, de familie, în care a murit planta credinței, a încrederii în Dumnezeu. Lucrurile nu se opresc aici, vor Afecta fiecare sector al vieții noastre până la capătul zilelor noastre, necredința în Dumnezeu sau re, respingerea prezenței lui Dumnezeu sau a realității lui Dumnezeu va ajunge să atingă orice fel de aspect al vieții noastre. Credința este dar de la Dumnezeu, dar în același timp este predată nouă și suntem însărcinați cu lucrarea de a preda credința ucenicilor în credință. Și primii ucenici în credință sunt la masa noastră, în jurul mesei, cu porubă copii mici, poate desculți, poate îmbrăcați sau mai puțin. Sau... Dar ei sunt primii ucenici. Și aș dori să spun că dacă cineva nu conduce în ucenicia credinței casa lui, omul acela nu are rost să conducă mai departe o altă casă, pentru că nu va avea un alt rezultat. Biblia spune s-a lepădat de credință, de fapt, în momentul în care a ocolit casa lui, a abandonat casa lui sau a trădat chemarea lui de învățător al credinței. Discutam cu un domn profesor la universitate cu privire la. a scris o broșură foarte frumoasă dumnealui, On Eagles Wings, pe aripile vulturului, și a descris acolo procesul natural al vulturului care învață puii să zboare, și discutam componenta aceasta cu dumnealui. Știți că în timp ce a predat zborul puilor lui, le-a predat și pedagogia predării zborului. Adică ei să știe cum să predea zborul uh, următoarei generații care vine după ei și la fel este în viața și ființa noastră. Credința ta, îi spunea Pavel lui Timotei, s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois și în mama ta, Eunice, adică este un dar care a trecut din generație în generație. Și tu și cu mine să ne închinăm lui Dumnezeu și să-i cerem ca ucenicii din casa noastră și ucenicii pe care îi purtăm pe inima noastră, cei din jurul mesei noastre. Noi recent am avut 13 în jurul mesei noastre. A fost un har de, de, de incredibil. S-a lăsat cu gripă, s-a lăsat cu fel de fel, dar nu putem să ștergem amintirea frumoasă pe care am trăit-o, având cei cinci nepoți, cele patru fete, generi în jurul mesei și bucurându-ne din adâncul sufletului nostru de bunătatea lui Dumnezeu. Acesta să fie lucrul cu care suntem astăzi binecuvântați și însărcinați de Dumnezeu. Îți dăruiesc darul Credinței și în același timp te însărcinezi să dai darul acesta mai departe. Așa te rugăm să ne ajuți, Doamne Dumnezeul nostru, așa te rugăm să ne primești înaintea ta împreună cu familia noastră, cu biserica, cu, cu familia Marea a Domnului Hristos, cu lumea în care trăim. Rămână harul tău peste noi și fi binecuvântat în veci de veci. Amin.